Suntem bucuroși că Federația Română de Basket ne-a desemnat să fim gazda acestui important eveniment. Vreau să informăm cu această ocazie opinia publică, iubitorii de basket și de sport din Târgoviște să participe la acest eveniment. Sunt convins că vor fi meciuri foarte atractive. Meciurile vor începe luni după masă la ora 16 cu partida de deschidere Turcia contra Austriei. La 17:30 va fi festivitatea de deschidere acestei competiții, urmând ca la ora 18 să înceapă meciul România-Bulgaria. Fetele de la Național spun că sunt gata să obțină un rezultat bun. Noi avem ca scop la campionatul european să ne calificăm în primele trei și din punctul meu de vedere chiar putem să îndeplinim acest scop. Iar acest turneu care urmează e important pentru a vedea ce trebuie îmbunătățit atât la jocul colectiv cât și individual. Consider că suntem pregătite și că vom face o figură foarte frumoasă atât la Târgoviște cât și la Oradea. Turneul național pică într-un moment prost pentru fanii basketului din Târgoviște. Echipa de seniori a orașului, de 12 ori campioană națională, s-ar putea desfința. Dacă o să ajungem în această situație, Clubul Sportiv Municipal nu o să cred că nu-și mai justifică existența.